Ea este Dorgeta Popescu, urcă pe munte de la 3 ani, pe vânt sau în soare. Încotoșmănată pentru cățărare, nu-ți dai seama că Geta e doar un copil. Abia când o auzi vorbind, realizezi cât de mare e performanța ei de a urca pe cele mai înalte vârfuri din lume, la numai 12 ani. Mi-a mai fost greu când eram pe pantă, când s-a luminat, m-am uitat în sus și m-am văzut cât mai e, am zis, mamă, cât mai e, eu nu mai pot, dar n-am renunțat. La 10 ani a devenit cea mai tânără alpinistă care a atins vârful Ararat, cel mai înalt din Turcia. Acum a cucerit cel mai înalt vulcan de pe planetă, de aproape 7000 de metri, Ojos del Salado, din Chile. A fost cea mai grea expediție. Am mers aproape 10 ore pe o pantă foarte abruptă. A fost frig și vânt foarte, foarte puternic. Antrenamentul zilnic și expedițiile din munții României sunt cheia pentru astfel de performanțe. Pe Geta o susține chiar tatăl ei. Obiectivul nostru e ca până la, eu știu, 14 ani, 15 ani să termine și să vă însami și să vă învulcheno. Sunt recorduri greu de doborât. Geta îi calcă pe urme surorii ei, Crina. La 20 de ani și ea a impresionat întreaga lume cu escalade pe cele mai înalte vârfuri ale lumii. După fiecare expediție, Geta se întoarce acasă campioană. Toată lumea îi cunoaște acum performanțele și așteaptă noi recorduri.